Foarte mult. Pentru unele vedete din showbizul românesc, anul 2021 a fost unul memorabil pentru că s-au căsătorit. În contextul pandemiei COVID-19 e drept, însă unele au ales să facă doar cununia civilă și o petrecere restrânsă, altele au ajuns în fața altarului. Facem împreună o trecere în revista câtorva dintre vedetele pentru care anul 2021 a fost cu adevărat magic. Ne ajută colega mea Silviana Baicu. Silviana, te rog! Bun găsit! Multe vedete din România și-au unit destinele în acest 2021. Însă, din păcate, în contextul pandemiei de coronavirus, petrecerile au arătat cu totul altfel. Ești pregătit să spui da? Da! Emoții! Cum să vă zic? În curând o să fiu doamnă! Și se pare că matinalul Dani Oțil a fost chiar pregătit, iar modelul Gabriela Prisa Cariu a devenit doamna Oțil. Cei doi s-au căsătorit în luna mai în cadrul unui eveniment restrâns, iar nașile au fost Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu. Și după cei doi, bineînțeles, a venit și rândul nașilor să facă pasul cel mare. Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu în iunie, într-o ceremonie restrânsă la care au participat doar membrii familiei și câțiva prieteni restrânși. De altfel, evenimentul a fost organizat cu mare discreție la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, însă Roxana nu a putut ține prea mult secretul și a postat imagini pe contul ei de Instagram. În iulie, și campioana olimpică Sandra Izbașa a spus da, s-a cununat cu Răzvan Bănică în aer liber, într-un decor de vis, iar mireasa a purtat o rochie simplă, dar foarte elegantă. Bineînțeles că de la eveniment n-au lipsit nici colegele din sport. It's a home I've never... Și vedem că și unii dintre cei mai îndrăgiți artiști au ajuns și ei în fața altarului. Vorbim, bineînțeles, de Cleopatra Stratan și Edward Sanda, care s-au căsătorit pe 14 august, atunci când a avut loc și petrecerea de nuntă. O săptămână mai târziu, cei doi s-au cununat religios la o biserică din Chișinău, orașul natal al artistei. Și, bineînțeles, de departe, cel mai așteptat eveniment a fost cununia civilă a Simonei Halep cu Toni Iuruc. Petrecerea celor doi a avut loc la Constanța, unde au fost prezenți numai puțin de 300 de invitați, care, bineînțeles, au respectat cu strictețe măsurile împotriva pandemiei. Rămâne însă de văzut ce ne mai rezervă, bineînțeles, 2022 în materie de căsătorii.